I-am întrerupt anume de ce ea. Pentru că n-am scăpat. Da, noi, da, primul pas. Ei nu se dau, că se mai sunt tare. E greu de scăpat de așa. Ceea ce a făcut, adică, era pentru acest copil, adică pentru voi. Vreau un viitor să mai decep pentru acest Marius, adică mijlocesc pentru voi. Nu vreau ca să într-un sistem corupt care totul e legea, nu era lege. Nu eram sigur în ziua de azi, adică nu vreau ca să nimerească copilul meu, Doamne ferește, cum majoritatea care au merit în mâinile acelor milițieni, rămâneau spilojiți sau mai știu care metode, adică metode de persecuție, moștenite de nu știu nimic. Asta vreau să scăp. Mai mult că m-am convins că acea miliție, adică ea strâns cum lucra cu sistemul ăsta de la Revgheu, cum spune. Revgheu, eu nu cunosc termenul, de guvernare. Sistemul de guvernare, care era atunci, comuniști. Comuniști apărat pe miliție, miliție apărat. Avea un fel de business așa. Mână spală pe alta. Da, și mergeam mai departe. Suferea cine? Noi. Mai puțin conștientizau că, de fapt, e atât de acut problema. Un caz când m-am convins eu de-am pe deplin, când a fost... Au venit, adică eu nici n-am ieșit din ograd, au venit și m-au reținut cu tot cu măgar. Adică eu am avut de gând, nu mă spornesc, au venit 40 de milițieni, 40 de dotați sunt așa bine, au încujurat tot. Până la urmă ne-au găsit, dacă țineți minte, că m-au urinat în loc public. Adică ne-au găsit un motiv, am fost reținut. Adeus, în Parlament... Da, asta polițistul. Ziua polițistului. Adeus, au fost Pavlicenca, mătincă din AIE. Au cerut oficial de la Ministrul de Interne o explicație, cum așa la adică sunt niște resurse care nu era necesar. 40 de polițiști și fi chemați acolo. Pe când comuniștii absolut până la urmă au fost contra, Lupu, care acum așa și-a exprimat că această problemă de ordin zoologic n-a fost. Adică atunci eu m-am convins de plin că guvernarea cum lucrează, îți complice cu sistemul de drept, cu poliția și așa mai departe. Am văzut, tema mea era care? Corupția în sistemul de drept, care mă luptam. Am văzut că au legătură, vinea alegerile, aproape de erau alegerile. În ultimul timp am vrut totuși să apelez la lumea, că e timpul deja să scăpăm de acest sistem, adică ei se strânși legați între ei. Adică să scăpăm și de sistemul vechi, care el nicăieri nu mai este recunoscut în Europa, adică el, ca și fascismul, e un regim criminal. Adică dacă scăpăm de una, scăpăm și de alta. Am vrut, dacă voi țineți minte, Caravela Măgarului sau Daravela Măgarului, numiți-o cum vreți, dacă ne uităm, privim harta Moldovei, în formă de cruce. Adică tot a fost gândită puțin, a fost întâi Chișinău, Ialoveni, Nordul, Sudul și Anenii Noi. E clar că acolo spate descris într-adevăr o carte, asta e spate de asimilat și cu... Sau spate făcut un film. Da, acum e alte, spate un video, o videocarte, adică acolo, între aceste raioane, atâtea peripeții, spate de făcut o asimilare cu amintirile lui Ioan, din copilăria lui Ioan Creangă, cam așa. Acolo, într-adevăr, au fost peripeții, chiar și băbuțe de 80 de ani, să fi văzut cum reacționau ele. În funcție de și privire politice aveau. Acele comuniste reacționau în felul ăsta, este mai bătrână ca de la țară reacționau. Adică acolo era și gris, dar nu în modul ăsta foarte, foarte bine ajungea la țărani,
la minte, cum la conștiința lor, această asimilare între muliți.